și bine ați venit la un video. De data asta să facem primul Q&A. De data asta o să mi-a lăsat numai întrebări, numai Rebe Vlogs. Adică o să vă las, am zis că o să vă las în comentarii sau comentează ea. Sau duceți-vă la un machiaj simplu și rapid 2, care era hashtag 3, dar era, nu m-am uitat că era 3 și am pus 2. La care aveam eu 2 coculețe. Să vă duceți și în comentarii o să aveți Rebe Vlogs. Și hai să trecem la Q&A. Aici am laptopul și o să citesc comentariile. De Kimir, adică eu, m-am mai pus una, nu știu de ce, să vă abonați și la The King Nail, că acolo poate o să postez multe joculețe, că o să fie canalul meu de gaming, să vă abonați și îmi zice, eu îmi zic ce faci, bine, tu ce faci, Nail, bine, și eu. Pentru Q&A, stai să trag mai așa ca să văd mai bine. Pentru Q&A, câți ani ai? Am 9 ani. Unde locuiești? În Constanța. Vei face o colaborare cu Rebe Vlogs? Da. Poate, nu știu, când vrea și Rebecca, dacă te uiți la video ăsta, dacă vrei. Sau când mă lasă mama la școală cu telefonul, poate. Sau ți-aduci tu telefonul și filmăm, nu știu. De ce băiat își place de nimeni? Chiar de nimeni? Nu. Ce vei face la 100 de abonați? Păi, nu știu, încă nu m-am gândit dacă o să fac ceva special, dar sigur o să fac ceva special. Ori o să fac ceva special vlog, ori autor și fac vlog. Nu știu, chiar nu știu. Cât la sută mă iubesc? Rebecca, te iubesc din tot sufletul meu. Ești cea mai bună prietenă și o să fii cea mai bună prietenă. Tu, Rebecca și Artemis, Meli și încă Bianca, o să vă iubesc până la sfârșit. Tu, Meli. Bine, dintre prieteni, că și părinții și fratii mei o să-l iubesc și pe ei. Așa. Și asta au fost întrebările. Dacă mai vreți să-mi lăsați și voi comentarii la acest video pentru un alt Q&A, dacă v-a plăcut. Și da, cam atât a fost cu acest Q&A. Știu că a fost cam scurt, 3 minute și 13, dar n-am ce să fac. Dacă am primit doar 6 comentarii, 6 întrebări, 6 și cu unul de la mine, 7. Mi-am scris tare, eu mi-am zis mersi Rebe și cam atâta. Da, și cam atât a fost cu acest, pot să spun, vlog sau ceva, Q&A, și ne vom vedea data viitoare. Nu uitați să dați like, o să postez. Poate s-a postat cu mărțișoarele, dacă vreți să-mi vedeți colecția, să zic așa, de mărțișoare. A făcut și un videoclip Rebecca cu mărțișoarele ei. Vă rog să vedeți pe canalul Rebe Vlogs. Că mai uit, mai încurc și de asta am zis să mai mă uit. Odată. Și da, să vă abonați la ea, să dați like, să vă uitați la videouri. Pentru ea cred că o să însemne foarte mult dacă o să vă abonați și la ea. Să strângă și am foarte mulți abonați. Poate o să facem o colaborare la 100 de abonați cu ea. Și ea poate o să facă 100 de abonați ca mine când o să fac și eu. Și poate o să facem o colaborare noi două, că suntem colege. Și vedeți și piciorul lui frate meu, da, acolo. Da, nu, da. Și da, asta a fost, cam asta a fost episodul meu.
Și ne vom vedea data viitoare. Să nu uitați să lăsați comentarii jos pentru un alt Q&A. Și da, ne vom vedea data viitoare. Vă urez ca primăvară frumoasă. Sper că ați primit și voi atâtea mărțișoare și dragoste din partea oricui vreți, oricare iubiți. Să-i spuneți lui bine ca voastră că o iubiți, lui mama voastră că o iubiți, oricine din familie, chiar și lui fratele vostru care vă face așa în video. Dar tot, știu că el nu prea vrea să mă arate că mă iubește, dar pentru el mă iubește. Când pățesc ceva sau vreau să plec în București, ca acolo tata, el plânge. Da, plânge. Pentru că nu vrea să plec. Și eu când pleacă el vara uneori și eu nu plec la casa de vară și eu plâng după el că eu stau singur în cameră și nu mă simt bine. Și da, când mă enervez el e mereu lângă mine. Și da, eu îi iubesc pe toți din familia mea, chiar și pe voi, colegele mele. Rebecca, Betty, Maria, Mariuca, pe toți vă iubesc. Chiar și pe abonații mei, pe oricine iubesc, dar cine nu mă răsplătește și el la fel cum îi răsplătesc eu cu iubire, eu nu prea vreau să fiu prieten cu ei. Deci, nu uitați să vă abonați, să dați like și să vă abonați și la colega mea, Rebecca, și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!